Potrivit inventarului Agenției Naționale de Mediu, Giurgiu este județul cu cele mai multe locuri potențial contaminate. Pe raza județului nostru au fost identificate numai puțin de 223 de astfel de zone. Pe următorul loc se află Argeș cu 111 situri potențial contaminate și Maramureș cu 109. La nivelul întregii țări există aproape 1200 de locuri potențial contaminate. Statistica realizată pe baza datelor obținute de la autoritățile locale mai arată că alte 210 locuri sunt contaminate, cele mai multe în județele Hunedoara și Caraș-Severin. Locurile potențial contaminate reprezintă amplasamente în care s-au desfășurat activități în industria chimică, combinate chimice, metalurgică, câmpuri de extracție petrolieră, depozite de pesticide sau locuri de manevrare a acestor substanțe. Guvernul a aprobat prin hotărâre strategia națională și planul național pentru gestionarea siturilor contaminate. Prevederile documentelor au în vedere diminuarea problemelor generate de contaminarea solului și a apelor subterane, precum și a riscurilor provocate de acestea pentru sănătatea umană și pentru mediu. Ele constituie punctul de plecare pentru viitoare inițiative legislative, care vor trebui să asigure aplicarea proceselor de remediere durabilă a siturilor contaminate. Costurile pentru evaluarea riscurilor și remedierea zonelor cu probleme se ridică la sume de ordinul miliardelor de euro, bani care vor fi asigurați prin accesarea de fonduri europene, prin finanțare de stat, dar și prin finanțări externe și investiții din sectorul privat.